Bine ați revenit la cursul de curent electric continuu. Azi voi vorbi despre energia și puterea curentului continuu. După cum am arătat în cursurile anterioare, într-un circuit electric simplu, din punct de vedere energetic, se întâmplă următoarele. Sursa transformă energie chimică sau mecanică sau luminoasă sau de altă natură în energie electrică. Conductoarele transportă această energie la receptor, iar receptorul transformă energia electrică în alte forme de energie. Iar avantajul utilizării energiei electrice constă în ușurința cu care poate fi transportată de la sursă la receptor. Acum să calculăm câtă energie electrică dă sursa receptorului. Cel mai simplu este dacă plecăm de la formula tensiunii, formula care definește tensiunea electrică, pentru că în această formulă apare lucrul mecanic sau energia. Și anume, tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit, UAB, se definește ca fiind raportul dintre lucrul mecanic pe care îl efectuează sursa pentru a transporta o sarcină Q mic între cele două puncte și sarcina Q mic. În cazul nostru, lucrul mecanic pe care îl efectuează sursa pentru a transporta sarcina Q mic între cele două puncte este egal cu energia electrică pe care sursa o transferă receptorului. Și atunci putem scrie UAB este egal cu V dublu supra Q, V dublu fiind energia electrică pe care sursa a transferat-o receptorului. Vedeți aici un circuit electric simplu în care avem o sursă, o singură sursă și un receptor. Deoarece borna A a receptorului este conectată la borna pozitivă a sursei, ea va avea potențialul mai mare decât borna B a receptorului, care este conectată la borna negativă a sursei. Această diferență de potențial, care este o tensiune până la urmă, produce deplasarea sarcinii electrice prin receptor. Și atunci, energia pe care sursa o folosește pentru a transporta sarcina Q prin receptor, se poate calcula cu formula Q înmulțit cu UAB, adică tensiunea la bornele receptorului, care în acest caz este aceeași cu tensiunea la bornele sursei. Dar știm că sarcina electrică care trece printr-o porțiune de circuit într-un anumit interval de timp se poate calcula cu formula I înmulțit cu delta T, unde I este intensitatea curentului. Și atunci obținem pentru formula energiei U ori I ori delta T. Și aceasta este relația cu care putem calcula energia electrică pe care sursa a transferat-o unui receptor. Sigur că dacă folosim legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, adică U este egal cu I ori R, putem obține încă două relații, și anume V dublu este egal cu I pătrat ori R ori delta T, sau, dacă îl substituim pe I, folosim legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, atunci V dublu va fi U pătrat supra R înmulțit cu delta T. Și avem atunci trei relații cu ajutorul cărora putem calcula energia electrică transferată de sursă pe receptor. Aceasta este energia pe care receptorul o transformă în alte forme de energie. De pildă, dacă e motor, atunci o va transforma în lucru mecanic și căldură, pentru că nu există niciun motor cu randament 100%,
Dacă e LED, o va transforma în energie luminoasă și căldură, pentru că nici acolo nu avem randament 100% și așa mai departe. Într-un singur caz, receptorul va transforma energia electrică într-o singură formă de energie, când este vorba despre energie calorică, când vrem să obținem doar căldură. Aceasta este singura transformare cu randament 100%, când vrem să transformăm energia electrică sau altă formă de energie în căldură. Am explicat acest lucru în clipul aparate electrice de încălzit și în cursurile de termodinamică. Acum, dacă ținem seama de faptul că puterea este energia împărțită la durata în care receptorul a primit această energie, atunci se vede că prin împărțirea acestor relații la delta T, se simplifică delta T și obținem trei relații pentru calculul puterii utile, puterea pe receptor. Și anume, avem odată U ori I sau I pătrat ori R sau U pătrat supra F. Formule cu care putem calcula puterea utilă, puterea pe receptor. Avem o unitate de măsură folosită în practică pentru energia electrică și poate vă întrebați de ce, pentru că avem o unitate de măsură pentru energie în sistemul internațional, joule-ul. E adevărat, dar joule-ul este o unitate de măsură foarte mică. Avem nevoie de milioane de juli ca să facem o ciorbă. Și atunci, dacă ne uităm la formula puterii, observăm că între unitatea de măsură pentru putere, wattul, și unitatea de măsură pentru energie, joule, și unitatea de măsură pentru timp, secundă, avem această relație. Ceea ce înseamnă că joule-ul se poate scrie watt ori secundă. Și acum începe să semene cu ceea ce ați auzit cu toții, și anume kilowatt-oră. Kilowatt-oră este unitatea de măsură practică pentru energia electrică. Repet, pentru că joule-ul este unitate de măsură foarte mică. Și un kilowatt-oră este egal oare cu câți juli? Păi în loc de secundă am oră, ceea ce înseamnă că deja este de 3600 de ori mai mare, și în loc de watt am kilowatt, ceea ce înseamnă încă de 1000 de ori mai mare. Și atunci înseamnă că un kilowatt oră este 3.600.000 de juli. Și avem deci o unitate de măsură mult mai mare decât joule-ul. Am vorbit până acum despre energia pe care sursa o dă receptorului. Este cea pe care o vedeți aici. Dar aceasta nu este energia totală pe care sursa o dă circuitului. Pentru că și sursa are rezistență, rezistența internă. Și ea trebuie să efecteze lucru mecanic și pentru a trece sarcina electrică Q prin această rezistență. Și atunci energia totală pe care o dă sursa circuitului o putem găsi prin analogie cu energia pe care o primește receptorul, ținând seama de faptul că tensiunea totală este tensiunea electromotoare. Și atunci avem pentru energia totală pe care sursa o dă circuitului E ori I ori delta T, în loc de U ori I ori delta T, care este energia care ajunge la receptor. Sau, dacă ținem seama de faptul că rezistența totală a circuitului nu este R mare, ci R mare plus R mic, R mic fiind rezistența internă, avem o altă relație, avem I pătrat pe lângă R mare plus R mic ori delta T. Și, în fine, putem folosi și ultima relație pentru a obține o formulă pentru energia totală. E pătrat supra R mare plus R mic ori delta T. Deci, avem și trei relații care ne permit să calculăm energia totală pe care sursa o dă circuitului. Diferența dintre energia totală
și energia care ajunge la receptor nu este energie pierdută, în sensul că ea nu dispare, ci este energia care se transformă în căldură în interiorul sursei. Deci se încălzește sursa, pentru că energia nu dispare. Așa că dacă vreți să vedeți câtă căldură se produce în sursă, trebuie doar să faceți diferența între energia totală și energia care ajunge la receptor. Dacă vrem să obținem căldură, adică dacă receptorul este un aparat de încălzit, atunci că acea energie care reprezintă diferența dintre cele două nu este o energie pierdută, pentru că tot în căldură se transformă. Dar dacă vrem să obținem altceva, lucru mecanic sau lumină, atunci, într-un fel, acea energie electrică este pierdută, pentru că în loc să obținem ceea ce vrem, obținem căldură. Puterea utilă a unui circuit este, evident, puterea pe receptor, pentru că receptorul este ceea ce ne interesează. Și pentru că nu toată energia electrică ajunge la receptor, înseamnă că avem ceea ce se numește randament. Iar randamentul se definește, în general, cu raportul dintre puterea utilă și puterea totală. Bineînțeles că, dacă împărțim aceste relații care ne dau energia totală pe care sursa o dă circuitului la delta T, obținem puterea totală. Și atunci putem să facem acest raport. De exemplu, puterea utilă știm că este U ori I și puterea totală este E ori I. Și dacă îl simplificăm pe I, obținem o relație pentru randament U supra E. Sau dacă folosim aceste două relații, atunci puterea utilă este I pătrat ori R și puterea totală este I pătrat pe lângă R mare plus R mic. Și dacă facem raportul lor, de data asta se simplifică I pătrat și obținem o altă relație pentru randament, R mare supra R mare plus R mic. Din a doua relație se vede că randamentul nu poate să fie 100%, pentru că întotdeauna sursa are o rezistență internă. Nu putem elimina rezistența internă din circuit. Vreau să fac o precizare cu privire la energia electrică pe care o folosește receptorul. Electronii se mișcă în circuit de-a lungul conductoarelor și există ceea ce se numește viteză de transport, despre care am vorbit în primul curs de electrocinetică și găsiți linkul în descriere. Asta înseamnă că electronii au energie cinetică, dar nu aceasta este energia pe care o transferă receptorului. Pentru simplul motiv că la ieșirea din receptor, vedeți aici circuitul de la care am pornit, electronii vor avea aceeași viteză pe care au avut-o, aceeași viteză de transport pe care au avut-o la intrarea în receptor. Deci nu se schimbă prin trecerea prin receptor, nu se schimbă energia cinetică a electronilor. Și atunci de unde vine energia electrică pe care o primește receptorul? Vă amintiți că borna
A, a receptorului, are potențialul mai mare decât borna B, pentru că una e legată la borna pozitivă a sursei, cealaltă la borna negativă. Și asta înseamnă că electronii, când intră în receptor, au o energie potențială mai mare decât energia potențială pe care o au când ies din receptor. Și această variație a energiei potențiale este sursa energiei electrice pe care o primește receptorul de la sursă. Deci energia pe care o primește un receptor la trecerea curentului electric nu provine din variația energiei cinetice a electronilor, ci din variația energiei lor potențiale. Și acum să vedem câteva cazuri speciale legate de puterea electrică a curentului continuu. Întâi, oarecum arată graficul putere utilă în funcție de rezistența receptorului care ne dă puterea utilă respectivă. Deci graficul putere utilă în funcție de rezistența receptorului. Ca să găsim forma acestui grafic, să plecăm de la formula puterii utile. Puterea utilă este U ori I. Și să-i dăm întâi lui R valoarea 0. R este 0. Adică avem scurt circuit. Am discutat despre asta în cursurile anterioare. Și am văzut acolo că dacă am scurt circuit, atunci tensiunea la borne este 0. Și dacă n-am tensiune, n-am nici putere. Deci graficul trebuie să plece din acest punct. Pentru că atunci când R este 0 și puterea utilă este 0. Acum să presupunem că rezistența tinde la infinit. Legea lui Ohm ne arată că intensitatea curentului prin rezistor, prin receptor, este U supra R. Dar dacă R tinde la infinit, înseamnă că intensitatea curentului tinde la zero. Și dacă n-am intensitate, din nou n-am putere. Înseamnă că graficul nostru trebuie să plece de la zero și să tindă din nou la zero atunci când R tinde la infinit. Înseamnă că forma lui trebuie să fie cea pe care o vedeți în acest desen. Și asta mai înseamnă că el trebuie să aibă un maxim. Deci există o putere maximă pe care o sursă cu anumite caracteristici o poate da unui receptor care își poate varia rezistența. Și acum vrem să găsim cât este această putere maximă, pe de o parte, și ce valoare trebuie să aibă rezistența receptorului pentru ca puterea să fie maximă. Pentru asta plecăm din nou de la formula puterii utile, dar de data asta ne interesează formula I pătrat ori R. Iar I, dacă aplicăm legea lui Ohm pentru întregul circuit, este E supra R mare plus R mic. Și atunci obținem pentru formula puterii utile E pătrat înmulțit cu R supra R mare plus R mic la pătrat. Și după cum vedeți, avem o funcție de gradul 2. Avem, deci, expresia puterii utile, dar cum găsim care este valoarea ei maximă?
Avem două metode pentru cei care nu cunosc calculul diferențial. Avem metoda extremului unei funcții de gradul 2. Adică, dacă aducem această expresie la forma canonică a unei ecuații de gradul 2, adică cea pe care o vedeți scrisă cu albastru, obținem ecuația pe care o vedeți acum în imagine. Și știm faptul că dacă variabilei îi dăm valoarea minus b supra 2a, adică în cazul nostru lui r mare, care e variabila, îi dăm valoarea e pătrat minus 2 pe r supra p, atunci obținem maximul în cazul funcției noastre pentru funcția puterii. Dacă vreți să vedeți această rezolvare, puteți să o faceți în clipul fizica pentru bacalaureat, admitere și examene electricitate 03, al cărui link îl găsiți în descriere. Acolo, de la momentul 19:20, vedeți rezolvarea completă prin această metodă și veți vedea că se obține faptul că puterea maximă este atunci când R mare este egal cu R mic. Deci atunci când rezistența receptorului este egală cu rezistența internă a sursei, atunci puterea este maximă. Dacă îi dăm lui R mare valoarea R mic, vom găsi cât este puterea utilă maximă. Să vedem. Puterea utilă maximă va fi E pătrat înmulțit cu R mic supra R mic plus R mic 2 R mic la pătrat 4 R mic pătrat. Și atunci R mic se simplifică și găsesc că puterea utilă maximă are expresia E pătrat supra 4 R mic. Este cea mai mare putere utilă pe care o putem obține de la o sursă care are tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic și o obținem dacă rezistența receptorului este egală cu rezistența internă a sursei. Pentru cei care cunosc calculul diferențial, avem o rezolvare mai simplă și anume avem aici funcția putere, funcție de R mare. Dacă facem derivata ei și o anulăm, găsim valoarea lui R mare pentru care funcția noastră are un extrem, în cazul nostru un maxim. Să vedem, să facem derivata. Am numărătorul derivat, adică e pătrat pe lângă numitorul nederivat, R mare plus R mic la pătrat, minus numărătorul nederivat e pătrat ori R, și înmulțit cu numitorul derivat, adică înmulțit cu de două ori R mare plus R mic, totul supra R mare plus R mic la puterea a patra. Acum trebuie să egalăm cu 0, ceea ce înseamnă că numărătorul trebuie să fie 0. Înainte de a scrie, mă gândesc că am împărțit la E pătrat și la R mare plus R mic, și atunci rămâne doar R mare plus R mic minus 2 R mare este egal cu 0. Ceea ce înseamnă același lucru pe care îl știm deja, R mare trebuie să fie egal cu R mic pentru ca puterea să aibă un maxim. Până acum am vorbit despre puterea utilă maximă. Dar puterea totală a sursei maximă. Puterea totală este produsul dintre E și I. E este o constantă, este o caracteristică a sursei. Înseamnă că puterea totală va fi maximă atunci când curentul va fi maxim. Dar curentul este maxim la scurt circuit și are valoarea
curentul de scurt circuit E supra R mic. Și dacă înlocuiesc expresia curentului de scurt circuit aici, găsesc că puterea totală maximă a unei surse este E pătrat supra R mic. Adică, dacă o comparăm cu puterea utilă maximă, este de 4 ori mai mare. Numai că, în acest caz, nu avem putere utilă. Suntem la scurt circuit. Ceea ce înseamnă că puterea totală este maximă, dar toată energia electrică pe care sursa o dezvoltă se transformă în căldură în interiorul sursei. Încă un lucru foarte important pentru rezolvarea problemelor. Să presupunem că avem o sursă cu caracteristicile E și R mic. Și vrem să obținem o anumită putere utilă de la sursa respectivă, mai mică decât puterea utilă maximă. Cum găsim ce rezistență trebuie să aibă receptorul pentru a obține o anumită putere? Dacă vrem o anumită putere mai mică decât puterea utilă maximă, să zicem puterea P, atunci graficul ne arată că există două valori ale rezistenței R mare, să le notăm cu R1 și R2, pentru care voi obține aceeași putere. Asta ne arată graficul. Asta înseamnă că trebuie să ne așteptăm la o funcție de gradul 2, care trebuie rezolvată. Și, într-adevăr, dacă scriem formula puterii utile din nou, E pătrat ori R supra R mare plus R mic la pătrat, știm deja că putem ajunge la această ecuație de gradul 2. Soluțiile ei, pe care le vedeți mai jos, îmi dau tocmai aceste două valori pe care sursa mea, cu aceste caracteristici, o să-mi dea o anumită putere. Am ales o anumită putere. Și am doi rezistori, am doi receptori, mai bine zis, cu rezistențele R1, respectiv R2, pe care voi obține aceeași putere. Dacă vreți să vedeți o problemă rezolvată legată de găsirea acestor două rezistențe, o puteți găsi în clipul Fizica pentru Bacalaureat, Admitere și Examene, Electricitate 3, de la momentul 9 și 30 de secunde. Linkul se găsește, așa cum am mai spus, în descriere. Și în final mai vreau să vă arăt o relație de asemenea foarte utilă pentru rezolvarea problemelor. Dacă obțin aceeași putere pe rezistențele R1 și R2, atunci pot să scriu așa. P1 este E pătrat ori R1 supra R1 plus R mic la pătrat, iar P2 este E pătrat ori R2 supra R2 plus R mic la pătrat. Și, pentru că P1 este egal cu P2, obțin următoarea proporție. Bineînțeles că E pătrat dispare și am R1 supra R1 plus R mic pătrat trebuie să fie egal cu R2 supra R2 plus R mic pătrat. Dacă fac produsul mezilor și produsul extremilor, o să ajung la relația R1 pe lângă R2 pătrat plus de 2 ori R2 ori R mic plus R mic pătrat trebuie să fie egal cu R2 pe lângă R1 pătrat plus de 2 ori R1 ori R mic plus R mic pătrat. Și dacă desfac parantezele, o să reduc
termenii care se pot reduce, atunci voi găsi, nu mai arăt toată rezolvarea, e ușor de făcut de aici încolo, că între R mare 1, R mare 2 și R mic există relația, R mic este radical din R1 ori R2. Adică, dacă o sursă dă aceeași putere pe două rezistențe, R1 și R2, atunci rezistența internă a sursei este medie geometrică a celor două rezistențe. Să notăm aceste lucruri. În ultimul curs dedicat curentului electric continuu, voi vorbi despre efectele curentului electric cu accent pe efectul chimic, pentru că n-am discutat până acum despre asta, și efectul magnetic. Succes la învățat și la revedere!